Viața ne poate lua oricând prin surprindere. Mâine ea poate arăta cu totul altfel. Am învățat acest lucru mai de una zi când am aflat că viața mea este în pericol. Dar gândul la Alexandru, la familia mea, m-a ajutat enorm. Cei dragi și, în general, lucrurile frumoase ne fac parcă mai puternici în fața oricărei probleme. Astăzi vorbim despre câteva femei care și-au unit forțele în fața unei boli de temut. Scleroza multiplă. Secretul lor e simplu. Terapie prin frumos. Nici prin capul meu trecut că ar putea să fie așa un diagnostic halucinant. Mai pe scurt, pulsul nervos pleacă de la centrală, dar nu ajunge la musculatură. Acum ești bine, mâine te poți trezi, Doamne ferește, cu vreo altă dizabilitate. Scleroză multiplă, o boală cumplită de care suferă peste 10.000 de oameni numai în România. O boală care atacă învelișul celulelor nervoase și care, în timp, încetinește comenzile date de creier. Cu toate acestea, câteva femei și-au unit forțele pentru o campanie de conștientizare. Motorul acțiunii a fost Simona Tănase, diagnosticată cu scleroză multiplă de peste 10 ani. Am avut neșansa la 7 ani să fac o formă de pocioasă foarte virulentă cu febră 40, care n-a scăzut decât în urma antibioticului, dar pocioasa efectivă a erupt după mai mult de 10 zile. Între timp a apucat să atace pe Academia Lina, aceea a fost, cum s-a spune, trăgaciul, apăsarea pe trăgaci, apoi au urmat dureri, neputința medicilor, pe care acum îi înțeleg, de a pune un diagnostic prin bolile. Îmi lipsesc extrem de mult prin bolile, îmi lipsesc parcurile. Nu. Cred că partea asta e cea mai grea. Noi avem nevoie să lucrăm în sens invers. Povind de la musculatură, creierul reînvață efectiv mișcarea, ca un copil mic. În România nu există un centru specializat unde pacienții cu scleroză multiplă să poată beneficia de terapii. Simona Tănase a dat startul unei campanii prin care speră să strângă fonduri și să-i ajute pe cei care suferă de această boală ca a ei. 5 femei cu scleroză au fost aranjate de un hairstylist profesionist pentru a demonstra că viața merge mai departe, indiferent de experiențele prin care trec. A fost prima lor experiență alături de Cristina Gramă. Și știm că ea poate să facă vesel pe oricine, prin simplă ei atitudine. Am zis, asta e omul potrivit la locul potrivit. Mi-a venit în minte o artistă care m-a inspirat, Frida Kahlo, și mi s-a părut foarte potrivit. Ea însă și suferind în urma unui accident, a fost ținută la pat. Am ales această temă. Și de aici florile, și de aici această coafură, și acest machiaj, și însuși costumația. E o inițiativă lăudabilă și chiar ajută la starea de spirit, ajută pentru a le ajuta celor din jur că, în ciuda unui diagnostic care pare destul de grav, îți pot păstra frumusețea, feminitatea, poți fi la fel de fresh ca orice persoană normală, ca să-i spunem așa. În cazul meu s-a manifestat prima cu 3 ani printr-o nefericită optică, în sensul că mă trezesc într-o dimineață văzând în ceață cu un ochi. După N vizite la medic, urma unui RMN s-a constatat că este vorba de o scleroză multiplă. Vederea care pe ochiul respectiv în prezent este de 40%, ceea ce mă împiedică de fapt să mă și angajez. Revenisem după o perioadă destul de obositoare, simțeam că ceva e în regulă cu mine, însă, cum spuneam, pe seama oboselii. Din păcate, nu prea ai semne care să te avertizeze că ai putea dezvolta o boală autoimună de genul ăsta. Jurnalista Roxana Iliescu a sprijinit campania Terapie prin Frumos, mai ales că știe foarte bine ce înseamnă această boală. Mătușa ei a fost diagnosticată în urmă cu mulți ani, atunci când se cunoșteau prea puține detalii despre cum poate fi ținută sub control. În ultimii ani, parcă mi-era frică să mă duc la ea, pentru că era altfel. Nu auzea bine, deși părea, exact senzația asta am avut-o, că este ea prizoniera unui corp care nu mai răspunde la comenzi. Nu putem să știm prin ce trece omul respectiv. Dar pentru că îl cunoaștem de dinainte, știm că acolo e un suflet care ar vrea să fie bucuros.
uitați imaginea care, din păcate, se degradează cu fiecare an. Și s-ar putea să aveți surpriza ca omul acela să se întoarcă. Și nu trebuie să continui.